Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM. Vă salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM. Vă propun o conversație în această seară. Acrei Mizău reprezintă felul în care ne raportăm noi la educația copiilor noștri. Ce fel de școală vă doriți? O instituție rigidă în care copiii sunt, nici nu știu cum să spun altfel, sunt dresați să stea cu mâinile la spate, să vorbească doar atunci când sunt întrebați? O școală care își menține autoritatea prin pedepse? Sau o instituție de învățământ care să inspire încredere, să ofere modele pozitive de comportament și să construiască motivația cunoașterii în jurul unor valori de secol 21? Cu alte cuvinte, și m-aș bucura tare mult să aflu răspunsurile și părerile dumneavoastră în seara asta, ce fel de copii vă doriți, ce fel de elevi vă doriți? Buni executanți? Docili în fața autorității sau niște tineri curajoși, asumați și conștienți de rolul pe care l-au în societatea românească? E o întrebare la care, spuneam mai devreme, m-aș bucura să vă aud, așa cum v-am obișnuit, la numărul de telefon 0372 069599. Să știți că nu întâmplător v-am spus de tineri asumați, curajoși și care, iată, și asumă responsabilitatea pentru lucrurile pe care le spun, pentru că am astfel de invitați în seara asta alături de mine. O salut pe Sara Roman. Bună seara, vă mulțumesc tare mult pentru invitație. Mulțumesc și eu tare mult că ești alături de noi în studio. Trebuie să vă spun ceva despre Sara. Sara a început liceul la Sfântul Sava în București, după care undeva de prin clasa 10-a a ajuns la o instituție de învățământ din Canada și iată acum este studentă la una dintre cele mai bune universități din lume, Universitatea din Chicago. Abia aștept să ne povestești despre experiențele tale de acolo. De asemenea, ni s-a alăturat prin Skype Ariana Dudună. Vă amintiți, Ariana, cu siguranță, este unul dintre invitații noștri pentru care am așa o admirație și un respect deosebit, pentru că este unul dintre cei mai curajoși copii din țara asta, în calitate de președinte a Asociației Elevilor din Constanța. Și o invit alături de noi să ne spună ce anume s-a întâmplat în ultimele zile ne-a pus în situația de a discuta despre subiectul ăsta. Te salut, Ariana, și sper că ne auzim, ne vedem. Sigur, bună seara, mulțumesc mult pentru invitație și pentru oportunitatea de a povesti puțin despre sistemul de învățământ, direcția în care ne îndreptăm, direcția în care ne dorim să ne îndreptăm și, până la urmă, pretextul de la care am pornit această discuție. Zilele trecute, dacă nu mă înșel, ieri sau alaltăieri, a fost pus, nici măcar în consultare publică, a fost transmis către Comisia de Dialog Social din Minister un proiect de ordin de ministru pentru modificarea statutului elevului, proiect care nu a fost pus în consultare publică, care nu a fost prezent în nicio consultare cu reprezentanții elevilor, deși, ca să facem un scurt istoric, statutul elevului în 2016 e un document care a fost negociat intens cu reprezentanții elevilor, dezbătut de mai multe ori, la care s-a lucrat intens, au fost câștigate multe drepturi care erau considerate la acea vreme ca fiind revoluționare pentru sistemul de învățământ. Deci vorbim de un document la care s-a muncit foarte mult, pentru care elevii au luptat și pentru care au fost consultați. Un document referitor la care există obligația legală de a fi consultați reprezentanții elevilor, atât din asociațiile de elevi, cât și din Consiliul Național Elevilor, obligatoriu la elaborarea sa sau modificarea sa. Deci vorbim de obligații la nivelul legii 1. Ei bine, acest proiect de ordin a fost fusese pus pe ordinea de zi a ședinței Comisiei de Dialog Social din Minister de astăzi. A fost retras de pe ordinea de zi. Ideea este că atunci când un proiect e pus în CDS, în general, el ar trebui deja să fie în transparență decizională. Când e băgat la avizare, înseamnă că deja se dorește adoptarea lui. Deci, cel mai probabil se dorea adoptarea lui astăzi sau în următoarele zile. Deci, noaptea ca hoții, vorba poetului, nu? Da. Ca în alte vremuri. Ariana, voiam să te rog, hai să le spunem și ascultătorilor câte ceva despre ce presupun modificările astea care ar fi trebuit cumva aduse statutului elevilor. Asta în condițiile în care, sigur, trebuie să spunem că astăzi reprezentanții Ministerului, prin vocea secretarului de stat Sorin Ion, au infirmat cumva că măcar o parte dintre
măsurile alea care au scandalizat opinia publică în ultimele două zile nu vor fi puse în dezbatere publică, ceea ce până la urmă salut și e un lucru bun. Dar asta nu înseamnă că am depășit problema. Domnul Sorin Ion amintea ieri sau astăzi, dacă nu mă înșel, amintea că va exista o dezbatere publică în perioada următoare, așa că intervenția ta și a Sarei de asemenea, eu zic că este mai mult decât binevenită, pentru că hai să-i dăm Ministerului o mână de ajutor să-l ajutăm să-și clarifice cumva maniera în care se raportează la elevi. Ce anume a scandalizat Ariana cel mai mult dintre propunerile astea? Clar, deci la nivelul propunerilor, ca să vorbim puțin ce nu conține și ce conține. Conține în primul rând niște puneri în concordanță cu legea, pentru că în statutul elevului erau niște drepturi, de exemplu dreptul la transport redus, care s-au modificat în legea 1. Deci niște drepturi preluate din legea 1 care nu s-au actualizat, o actualizare cu semestre, asta e ok. Sunt niște chestiuni procedurale, birocratice, e ok. Punerea în concordanță cu alte acte normative. În rest, pe lângă asta, sunt în mare doar prevederi care au ca scop sancționarea mai strictă a elevilor sau tăierea din drepturile elevilor câștigate în 2016. Și ca să dau un exemplu, pentru că sunt anumite prevederi care pur și simplu m-au lăsat rece când le-am citit. În primul rând, sancționarea, mustrarea elevilor public în fața clasei, care până acum era interzisă, acum este permisă. Mă rog, domnul secretar de stat a spus că nu va fi preluată, însă faptul că într-un document oficial transmis de minister apare așa ceva este grav, pentru că vorbim de umilirea unor copii, mustrarea în fața clasei. Există N studii internaționale și la nivelul țării care arată că nu este eficientă, că scade stima de sine a elevilor, că nu ajută elevul, că nu are rolul de a corecta comportamentele negative pe care poate unii elevi le au. Categoric. Ariana, iartă-mă, te întrerup doar o secundă. Exact la asta mă gândeam. De ce Dumnezeului să introduci într-un document oficial o astfel de măsură când, de fapt, asta ține de simțul, de cunoștințele, de pedagogie ale oricărui profesor care se respectă? Nu poți să faci lucrul ăsta în fața clasei. N-are niciun efect pedagogic, n-are niciun sens, niciun rost, altul decât acela de a-l umili pe copil. Am ajuns în punctul în care ne dorim o școală în care copilul să fie umilit? Acum, bine, Ariana, trebuie să-ți spun și Sara, trebuie să spun că simt cumva undeva în online-ul care poate ne urmărește în momentul de față, simt așa niște voci care spun, da, domnule, da, și copiii ăștia, domnule, și generația asta, domnule, nu se poate așa ceva. N-au, domnule, un pic de bun simț, domnule, sunt unii care vin la școală, deranjează, domnule, și distrug, domnule. Pune, domnule, pe coșdenul acolo, pune-i, fă-le mustrare. De ce s-a scos, domnule, exmatricularea aia cum e? Bă, ce bine era odată. Bă, pe vremea mea, nu crâcneai, domnule, în fața profesorului. Profesorul era profesor. Ariana, cred că sună cunoscut. Sara, cred că și ție. Vă sună cunoscut discursul ăsta, nu? Ce le poți spune unor oameni ca ăștia? Pentru că, știi ce? După ce oficialii ministerului au infirmat că vor prelua măsura asta, am văzut totuși reacții din partea unor profesori. E adevărat, nu toți. Dar din partea unor profesori, care erau foarte entuziasmați. Așa, domnule, dă-le, domnule, așa, pune, domnule, la punct acolo. Dar elevul, a scris unul la un moment dat, elevul este o resursă. Ce este, domnule? O resursă. Ok, Ariana, cum le răspundem unor astfel de oameni? Sincer, am profesori extraordinari, am cunoscut profesori extraordinari care nu gândesc așa. Am cunoscut profesori care gândesc așa, dar care au anumite argumente, nu neapărat așa, dar care au și diferite opinii, poate, contra elevilor, dar care au niște argumente logice în spate, poate, cu care poți să te înțelegi. E bine, la oameni care spun că elevul este o resursă sau, nu știu, oameni care spun pur și simplu, fără logică, că elevii trebuie bătuți ca în comunism, că era mai bine atunci, nu cred că ne putem înțelege, tocmai pentru că acolo nu se mai poate discuta rațional și aici trebuie să vorbim și e foarte important să discutăm și despre pregătirea și formarea cadrelor didactice. Ok, discutăm de analfabetism funcțional al elevilor, dar există și cadre didactice care care se încadrează în astfel de categorii. Din păcate există.
asta nu înseamnă că toți profesorii sunt așa, că niciun profesor nu merită respect. Categoric, nu. Categoric, sigur există că da. Există profesori extraordinari, dar există persoane adulte cu care nu poți să te înțelegi logic, rațional pe niște argumente. Și printre aceste persoane adulte există și profesori, din păcate. Și există și în alte meserii, există și medici cu care nu poți să te înțelegi. Există și părinți care gândesc părinți la fel. Exact, există părinți cu care gândesc la fel, există și elevi care gândesc similar, studenți. Am întâlnit studenți sau elevi mai mari ca mine care gândeau astfel, care veneau la mine și îmi vorbeau așa. Deci, cred că în orice categorie de persoane, de vârstă, o să avem astfel de persoane și, din punctul meu de vedere, cu oameni care vin cu afirmații extreme, care n-au nicio logică în spate, cred că cea mai bună soluție pentru noi ca societate, chiar dacă eu susțin că nu știu, prin discuții putem să învățăm mai multe despre ce. Cred că sunt anumite situații în care astfel de persoane ar trebui ignorate și astfel de subiecte ar trebui ignorate și ar trebui făcute să devină irelevante. Tocmai pentru că o societate care evoluează din punct de vedere moral și etic are o dogmă, o anumită dogmatică din punct de vedere moral, în care apar anumite subiecte, anumite teme, anumite care nu se mai discută, care, despre care toată lumea știe că sunt, nu știu, chestia asta e rea, nu trebuie să discutăm de ce e rea sau să găsim argumente pentru care e rea. Pur și simplu e rea și toată lumea afirmă acest lucru. Ca să vă dau un exemplu, cum ar arăta o societate în care trebuie să dezbatem dacă, nu știu, violul e ok sau nu? Absolut. E un exemplu foarte bun. Pe astfel de argumente. Categoric. Sunt anumite lucruri pe care intuitiv toată lumea ar trebui să-și dea seama că nu sunt ok. Da. Și da. Profesori și elevi. Dar și ce putem noi să... Te rog. Persoanele care nu își dau seama de asta, care încearcă să vină nici măcar cu argumente, pur și simplu să spună, ba da, e bine că așa spun eu, ar trebui izolate. Da. Opiniile de genul ar trebui izolate. Așa este. Da, ce putem noi să facem este să ne inspirăm din experiențele, vorbeam un pic mai devreme, din experiențele faine, din modelele educaționale din care putem învăța. Până și pentru asta ajungem la Sara. Până atunci aș vrea să intrăm în direct cu unul dintre ascultătorii noștri. Sara bună, cu cine stau de vorbă? Da, în Bucănete. Sara bună, te ascultăm, ești în direct la Europa FM. Da. V-am ascultat ce a spus până acum. Nu am nimica contra și la ce a spus domnișoara elev și ce au mai spus și ce am mai auzit prin alte ocazii, că subiectul a fost cumva dezbătut în mai multe situații. Exact, dar vreau exact. Să vă spun următorul lucru. Eu sunt de școală foarte veche și nu sunt nici pe vremea respectivă, nu se băteau elevii în școală așa cum încearcă lumea să spună acum. Mai lua câte unul câte o stat. Nu agă, nu era niciun fel de problemă. Nu dar, se băteau, dar și o mai luau. O mai lua câte o stat, nu agă din asta, dar la un moment dat am avut un diriginte care, de exemplu, bătea de rupea pământul la noi și cu motiv și fără motiv. În mare majoritatea cazurilor erau cu motive. Și la un moment dat am zis, am avut coleg șeful poliției, unui județ, n-are sens să spun județ. Da, acum, da. Okay. Era șeful poliției acelui județ, în vremea lui Ceaușescu. Și am spus, bă, dar de ce întâlnul joar taică tu să-i spui că te bate ăsta în fiecare oră? Deci, dacă mă duc, mă bate și ăla. Deci acolo era o comuniune de idei între profesori și părinți. Vreau să spun un singur lucru. Nimeni nu bate din senin. Dar acum am să vă spun o situație care s-a întâmplat după 90, cu copilul meu era într-o școală, într-o clasă, mă duc să discut cu diriginta niște povești. De educative, nu așa, hai să ne întâlnim la o cafea. Și se ridică și ea îi spune, copilaș, citiți un piculesc, o să dăm o mică lucrare, imediat. Și se ridică unul solid așa și spune, cuvânt cu cuvânt, nu pot să mi le scot din cap, îți veche lucrurile, dar nu le pot scoate din cap. Dacă sunt decente, sper. Îți spun eu că nu dăm nicio lucrare astăzi. Deci, domne, n-a folosit nici măcar un pronume de reverență față de profesor. Da, eu înțeleg foarte bine. Vă spun eu. Înțeleg foarte bine. N-am nici îndoială că sunt multe exemple de felul ăsta, dar iartă-mă, o spun cu toată responsabilitatea, sub nicio formă, violența, bătaia, nu-și găsesc o justificare. Îmi pare rău să o spun, nu există că a fost un motiv. Iartă-mă, eu așa văd lucrurile. În definitiv, să nu uităm că
vorbim aici despre copii, cei mai mulți dintre ei minori, cu excepția celor de clasa, nu știu, a 12-a care trec de 18 ani, dar vorbim de minori. Vorbim despre niște copii care nu au discernământul nostru al adulților și atunci dacă ajungem în punctul în care singurul și unicul nostru argument este palma, înseamnă că ceva din ce facem nu se mai cheamă educația aia. Se cheamă dresaj, exact așa cum am amintit la începutul discuției noastre. Îți mulțumesc tare mult pentru intervenție. Să știi că e foarte bun exemplu pe care ne l-ai dat și asta mă ajută cumva să trec și la experiențele pe care vrea să ne le împărtășească Sara. Sara, sper că nu te-am speriat foarte tare până acum, pentru că iată, Ariana a reușit să ne ajute să înțelegem cumva cam care era riscul, care era pericolul de a fi strecurat în statutul elevilor astfel de prevederi. Observ din nefericire că există oareși ce susținere, nu știu dacă mai mare sau mai mică. Vreau să-mi spui dacă există sisteme educaționale în care se poate și altfel. Dacă relația dintre profesor și elev este construită și pe alte valori decât pe aceea de autoritate și de sancțiuni, oare numai așa se poate? Că, uite, poate nu știu, poate nu știm noi, habar n-avem. Întreb și eu pe cei care au mai fost prin alte părți. Numai cu biciu se poate sau poate reușim și alte soluții? Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Mi se pare foarte interesantă această discuție, mai ales pentru că am avut marea oportunitate, așa cum ați spus, să încep liceul în România, la Sfântul Sava, și printr-o nominalizare națională să-l continui la una dintre școlile United World Colleges, UWC. Așa am ajuns în Canada. Și acolo, într-adevăr, am avut parte de o altă mentalitate, dar, într-adevăr, am studiat un alt program, se numește Bacalaureatul Internațional, dar una dintre marile diferențe pe care le-am văzut acolo a fost mentalitatea profesorilor și una dintre marile surprize a fost că atunci când mergeam într-un examen, am descoperit două entități, profesor și elev, care mergeau împreună către examen față de profesor, elev și examen. Și au fost multe circumstanțe în care am descoperit cum profesorul suferea alături de elev când ceva nu mergea bine. Iar aceste lucruri se întâmplau nu numai la examen, dar și în viața personală. Profesorii mi-au devenit mentori și prieteni foarte buni și sistemul era în așa fel conceput încât mă motivau, simțeam că sunt un suport pentru mine. Și relația era așa de bună încât existau circumstanțe în care puteam să merg la ei, în casa lor, pentru că locuiau și ei în campus, și găteam împreună, făceam activități împreună. Iar această relație m-a ajutat într-adevăr nu numai să îmi găsesc mentori în profesorii mei, dar și să am o performanță bună în clasă. Uite, ceea ce ne povestești acum e foarte interesant. Mă gândeam la ce ne spunea ascultătorul nostru mai devreme. Faptul că sunt elevi de ăștia care într-adevăr au comportamente care nu ar trebui să existe în sala de clasă, au anumite ieșiri pe care e foarte adevărat profesorii trebuie să le gestioneze. Mă gândesc totuși dacă nu, și aici o rog și Pariana să-mi confirme sau să-mi infirme la un moment dat. E mai simplu să recurgi la sancțiuni, dar asta nu înseamnă că rezolvi problema, cauza, de fapt, a problemei. Și mă gândeam de pildă, știu că în IB, în programul ăsta Bacalaureatul Internațional, există stagii de voluntariat, există activități în care elevii sunt implicați în comunitate, trebuie să facă niște lucruri. Și atunci copilul ăla, când este pus în situații de astea de învățare concrete, de viața de zi cu zi, parcă se raportează altfel la școală, parcă se raportează altfel la oamenii din jurul lui, și atunci nu mai simte nevoia să-i spună profesoarei cum, iată, din păcate, ascultătorul nostru are dreptate, n-am nicio îndoială că așa se întâmplă lucrurile uneori, să-i spună profesoarei că eu nu am chef să dau testul astăzi sau îți garantez eu că nu o să dăm. Dacă i-am fi pus pe copii, pe elevii noștri în situații de genul ăsta, poate că le-am fi educat niște comportamente. Mă gândesc, cred, te rog. Da, într-adevăr, acel program de voluntariat pe care trebuia să-l completezi ca să termini IB-ul ne-a ajutat foarte mult din punctul meu de vedere și pe lângă asta, având profesorii liderii ai acestor activități, aceste lucruri au creat o relație foarte frumoasă între profesor și elev. Din punctul meu de vedere, de exemplu, am mers la pescuit cu profesorul meu de matematică, am făcut
paddle sports cu profesorul meu de chimie. Toate aceste lucruri au dezvoltat relația despre care vorbeam. Și când exista un moment în care un copil, un student, nu se comporta așa cum trebuia în clasă, profesorul era capabil să înțeleagă aceste lucruri din punct de vedere personal a relației pe care deja o crease cu elevul respectiv. Suntem alături de un alt ascultător. Seara bună! Suntem în direct la Europa FM. Cu cine stau de vorbă? Bună seara, Emanuel din Alba Iulia. Te salut, Emanuel. Aveam 14 ani în 1989, deci am prins 2 ani de liceu după Revoluție. Fiica mea este acum în clasa 8-a. Cred că pot să spun că am înțeles cum funcționează sistemul de învățământ și înainte de Revoluție și actualul sistem de învățământ. Nu este foarte diferit. Diferența între cele două sisteme sunt copiii. Copiii de astăzi sunt altfel. Copiii de astăzi au nevoie de altceva decât am avut noi, de când ni s-a oferit nouă ca și sistem de învățământ. Mi se pare incorrect față de copiii care trăiesc acum cu alte valori, să îi pui să intre în școală pe o scară separată, o intrare separată, adică profesorul este undeva pe un piedestal, el nu este între elevi, el intră pe, cum spuneam noi, pe scara profesorilor, elevul pe scara elevilor. Nu știu dacă se poate crea o relație de colaborare între profesor și elev atâta timp cât de la intrarea în școală există separația aceasta. Uite, asta e o observație foarte bună, dar uite, simt nevoia să-ți spun, până să o rog pe Sara să ne spună cum se întâmplă pe la ea pe acolo, simt nevoia să spun că sunt școli, uite, iată, la mine la școală și profesorii și elevii intră pe aceeași ușă și mi se pare absolut firesc, ba chiar mă bucur. Ne salutăm dimineața, ne luăm la revedere după amiaza, noi mâncăm împreună, luăm masa împreună și o chestie foarte faină. Bine, trebuie să-i bat la cap pe ei mei să mai mănânce ciorbă din când în când, că nu sunt foarte încântați. Dar n-am nicio îndoială că mai sunt școli în țară, dar așa cum foarte bine spune Emanuel, din păcate, exemplele astea sunt mai degrabă excepția, nu norma. Te rog, Emanuel. Da, într-adevăr. Eu și vis-a-vis de cazul de mai devreme povestit de celălalt interlocutor cu elevul care s-i da profesorul. În fiecare clasă există un elev, doi, problemă. Există elevi cu probleme, dar profesorii nu le cunosc problemele, tocmai pentru că nu se apropie de ei. Dacă țineți minte, prin anii 90, 92, 93 a fost un film foarte interesant, Dangerous Mind. Îl știu. Cu Michelle Pfeiffer, da. Ea a preluat o clasă problemă și a făcut așa fel încât să se împrietenească cu elevii ca să îi poată stăpâni. Asta eu cred că trece mai mult decât de norma aceea de profesor. Cu alte cuvinte ar trebui... Profesor este umanitate. Să fie o vocație, nu un job care începe la ora 8 și se termină la ora 12. Nu? Foarte, foarte bună observația ta, Emanuel. Dacă mai dați voie să mai spun încă un aspect. Eu lucrez, suntem colegi de presă, să zic așa. Merg pe stradă, încerc să vorbesc cu oamenii. Îmi este extraordinar de greu, pentru că noi am fost învățați să tăcem în școală. Noi nu am fost încurajați să vorbim, să ne spunem opinia. În școală noi nu aveam opinii. Noi eram ascultătorii care scriam, inclusiv în facultate. Notam și nu aveam opinie. Și asta se vede în societatea din ziua de astăzi, când nu avem opinii. Exact. Nu ne permitem să ne le exprimăm. Exact. Suntem buni executanți, Emanuel, nu? Adică noi, generația asta noastră, mă rog, cu excepția notabilă, apropo, că ai amintit de 1989 și iată se împlinesc 33 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, insist pe termenul ăsta Revoluție, nu lovitură de stat sau orice altceva, că oamenii aia, tineri aia care au murit atunci în decembrie, n-au făcut sacrificiul ăla degeaba, l-au făcut ca noi să putem trăi liberi și e important să le respectăm memoria. Îți mulțumesc tare mult, Emanuel, foarte bune sugestiile tale, revin imediat la Sara, pentru că vreau să o întreb cum e cu cum sunt formați elevii acolo, dar asta în câteva secunde. Academia Europa FM. Sara și ulterior o să rog și Pariana să-mi spună cam cum e în comparație, cum formează elevii sistemul educațional pe care l-ai cunoscut tu în Canada și ulterior în Statele Unite? Cum cresc copiii ăia? Sunt, nu știu, executanți sau mai degrabă încurajați să fie responsabili, asumați, creativi? Încerc să-mi fac o idee și dacă da, cum? Zine și cum. Să ne inspirăm.
Mi-a plăcut foarte mult ce a spus domnul Emanuel referitor la executanți, cum școala creează acest tip de elev. Iar eu când am ajuns în Canada am fost surprinsă să aflu că profesorii mei erau încântați atunci când un elev avea o părere diferită față de profesorul respectiv. Când părerile erau diferite, ei căutau chestia asta într-un mod efectiv, evident politicos. Chestia asta era încurajată și gândirea critică era încurajată într-un mediu foarte, foarte prietenos. Și asta, într-adevăr, cred că ajută foarte mult. Primul punct pe care voiam să-l fac, da. Da. Vreau să întreb și pe Ariana. Ariana, nu ți-ascund că mă încântă foarte mult ce-mi povestește Sara și ce ne-a povestit și înainte de emisiune, de felul în care relaționează cu profesorii, ce activități au acolo. Care este impresia ta, mai ales, iată, în lumina ultimelor propuneri pe care, iată, tocmai le-am discutat? Ce formează sistemul de învățământ? Buni executanți sau își propune altceva? Cred că sistemul de învățământ ca sistem în România nu are ca scop să dezvolte gândirea critică a elevilor, la cum este clădit, nu cred că... Cred că își dorește să creeze buni executanți, elevi docili. Asta nu înseamnă că nu există și profesori în România care reușesc să creeze, să le dezvolte gândirea critică a elevilor, să facă ceea ce sistemul descurajează până la urmă. Și aici aș mai vrea să punctez un lucru, tot o prevedere care era, se dorea fi introdusă prin acest statut. O să o citesc exact cum a fost expusă. Elevii reprezentanți trebuie să aibă un comportament și o ținută ireproșabile, să susțină învățământul românesc, valorile naționale și să apere imaginea unității școlare pe care o frecventează. Asta înseamnă că eu, de exemplu, care sunt o reprezentantă a elevilor... Deja ai încălcat prevederea asta. E da, de rău. Cum venim noi aici la emisiune? Și am venit de mai multe ori și am discutat despre fondul școlii, despre alte probleme. Dacă se adoptă acest statut, eu nu o să mai am voie să fac asta. Nu știu, dacă ținuta mea e reproșabilă, acum am un tricou, n-am cămașe. Deci, posibil să fi încălcat și asta... Din articolul ăsta, nu știu, mai lipsește cravata roșie de pionier, adică... Ariana, eu îți propun așa. Eu zic că oricum ești unul dintre invitații noștri pe care îl așteptăm de fiecare dată cu drag. Eu zic că dacă va fi cineva care va invoca articolul ăsta, eu îl rugăm frumos să ne întrebe și pe noi ce părere avem, da? Mă îngrozește articolul ăsta, cel puțin, iată, care ne-a scăpat până acum, mă concentrasă pe cel cu mustrarea în fața clasei, este practic, nu văd ce ar putea limita mai mult libertatea de exprimare, de gândire, de conștiință a unui elev, iar chestia aia cu, cum ai spus mai devreme, comportament, nu știu de care, ireproșabil, apere imaginea unității de școlare pe care o frecventează. Exact, este o chestie atât de vagă încât, practic, dacă stau să mă gândesc, fiecare profesor sau director poate să o interpreteze după cum vrea el. Suntem în direct alături de un alt ascultător de-al nostru. Seara bună, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, Robert mă numesc. Salut, Robert. Uite, sunt părinte de 2 copii, elevi. Așa, deci vorbesc din tabăra părinților și din punct de vedere al societății. Respect foarte mult ce a spus Ariana și a argumentat foarte bine din tabăra elevilor. Impecabilă argumentația. Dar ca să ne referim la 2016, la niște drepturi câștigate, trebuie să luăm în calcul dacă s-a întâmplat ceva pozitiv din 2016 până în 2022. Adică să analizăm, de exemplu, dacă au crescut sau scăzut numărul de acte de violență în școli, numărul de acte de bullying între elevi. Adică să luăm niște cifre statistice, pentru că nu ne putem rezuma doar la drepturi și, de fapt, situația s-a dus în jos. De exemplu, există un studiu, SCAP, acum, care organizație, mai mare... De la Salvați Copiii, mi-l amintesc, da. Care a constatat că a crescut în ultimii 8 ani de zile numărul de consumatori juvenili de droguri și de alcool și de tutun cu vreo 70%. Deci lucrurile astea, se pare că din 2016 în 2022 nu merg foarte bine. E foarte adevărat. E foarte adevărat. Așa. Și mai sunt două lucruri mai grave, dacă îmi permiteți. Te rog. Ieri, numai departe de ieri, un copil de 19 ani, beat, la volan, fără permis, a lovit 6 alți copii pe zebră, unul deja a murit.
Anul acesta au mai fost încă vreo 4-5 evenimente mediatizate în care copiii între 14 și 18 ani au furat mașini de pe acasă, au mai luat alți minori și au intrat în capete de pod, au intrat în case, în stâlpi. Deci noi vorbim de niște copii care în lipsa unor ăsta măsuri de prevenție mai serioase, ei de fapt ajung să fie niște infractori. Nu doar niște infractori că fură banana din colțul magazinului, ci cu alte iată, omor și oameni. Omoară și oameni. Și atunci ce facem? Ne uite, asta, cu ei asta... la 19 ani și de fapt timp de 4-5-6 ani de zile ei n-au fost de niciun fel... Iată, mustrații în fața clasei ni se pare utile, dar la 19 ani îl omoară oameni. Da, sunt de acord, numai că la 19 ani ești orice, numai copil nu mai ești, adică ești adult, dar ești... Dar poți să fii clasa 12 la 19 ani. Absolut, absolut, dar nu mai e copil, e foarte adevărat. Pe de altă parte... Ani, dacă și la 16 ani ăsta, furi mașina lui tata și îl omori pe ăla de 14 absolut, ani din dreapta... Absolut, absolut, ai perfectă dreptate, dar tot la microfonul Europa FM s-a aflat în urmă cu câteva săptămâni judecătorul Cristi Dăniles, care este unul dintre cei mai cunoscuți promotori ai educației juridice. Da, da. De ce nu facem noi educație juridică în școală? De ce facem noi nu știu ce alte chestii care efectiv plictisesc sunt absolut inutile? De ce nu facem educație juridică? De ce nu facem educație sexuală? Pentru că lucrurile astea, dacă s-ar fi făcut din timp, poate că ar fi redus, nu zic că ar fi eliminat cu totul. Din păcate, poporul român, de mic în sus, are o idee că mie nu mi se poate întâmpla și că dacă eu iau mașina, doar mă distrez. Așa e, perfect, perfect. Și atunci putem să facem noi la școală educație juridică, deși mă îndoiesc în 7000 de școli, putem să avem 7000 de oameni capabili să convingă sute de copii aici că să nu știi trebuie că... să ia mașina lui tata și să se suie fără permis, eventual să nu bea ceva la volan înainte. Aici să știi că parcă aș fi într-un ușor dezacord cu tine, înclin să cred că educația este până la urmă cel mai important instrument pe care îl putem avea de prevenție a unor astfel de lucruri. Dăm voie, te rog, cred că Ariana a încercat să spună la un moment dat, după care vreau să mă întorc la Sara și să o rog să-mi spună cum se fac lucrurile acolo, la ea. Te rog, Ariana. Sigur, niște statistici îngrijorătoare, atât cu privire la bullying, consumul de substanțe al minorilor. Totuși, trebuie să facem diferența între cauzalitate și o relație de corelație. Dacă din 2016 până în prezent sunt mai mulți elevi, a crescut rata de elevi care consumă alcool, asta nu înseamnă că a crescut pentru că, nu știu, elevii nu mai pot fi mustrați în fața clasei sau a crescut pentru că elevii pot să-și conteste lucrarea la clasă. Îndrept din statutul elevului. N-are nicio treabă una cu alta. Sunt mulți factori de natură socială, trebuie analizați sociologic, dar trebuie să facem diferența între cauzalitate și corelație. Dacă din 2016 până în prezent s-a întâmplat ceva și tot din 2016 până în prezent s-a mai întâmplat ceva, asta nu înseamnă că cele două aspecte sunt în relație de cauzalitate. În statutul elevului este interzis consumul de alcool la școală, este descurajat, nu este nimic din statutul elevului din 2016 care să încurajeze consumul de alcool sau de droguri sau condusul ca minor sau să furi mașina părinților, etc. Da, e necesară, la acest aspect e necesară și educația juridică, sunt necesare măsuri de prevenție, sunt multe măsuri care pot să fie luate, însă nu cred că faptul că elevii au drepturi a cauzat aceste statistici. Da. Nu cred că e vreo metodă științifică prin care să dovedim acest lucru. Da, și mai mult decât atât, Ariana, mă gândeam acum că ăla care a consumat alcool, deci... Am așa o senzație că nu îl intimidează foarte tare mustratul în fața clasei. Ba chiar s-ar putea să se simtă mândru așa, adică evidențiat chiar. Nu știu, cred, presupun, poate o tâmpenie ce spun eu acum, Sara, cum se întâmplă lucrurile prin alte părți? Că tot vorbeam de acea relație de încredere, de gândire critică între profesor, elev, ceea ce vreau să subliniez este că toate acestea se bazează pe un sistem care tot așa este... este construit în jurul gândirii critice. De exemplu, noi avem descris lucrări de cercetare de 6000 de cuvinte pentru fiecare materie pe care o luăm. Încă o chestie interesantă pe care am descoperit-o în Canada a fost că atunci când am avut examene de scris, toate informațiile necesare, toate formulele erau puse într-un caiet care ne-a fost dat în timpul examenului, iar noi doar trebuia să folosim formulele în așa fel încât să interpretăm informația care ne era dată într-un mod logic și să, practic, să aplicăm formulele așa cum trebuia. Sunt multe lucruri interesante pe care le-am descoperit acolo.
Încă o chestie interesantă, relația aceea de încredere pe care am dezvoltat-o. Am găsit-o în modul în care, cum ați spus, mâncam împreună cu profesorii și modul în care era construită clasa. Nu exista o catedră, exista o masă rotundă la care profesorul se așeza. Foarte multe detalii construite în acel sistem educațional ajutau la formarea încrederii și la formarea gândirii critice, foarte multe elemente puse punct la punct. Și înțeleg până la urmă și cred că spunea și Ariana un pic mai devreme, felul în care profesorii își înțeleg menirea acolo alături de elevi. Câtă vreme vezi lucrurile astea doar ca pe un job și faci doar ce scrie în fișa postului, cred și eu că există relația distantă și instituțională între elevi și profesori. Dacă câtă vreme treci cumva peste chestia asta și îi faci pe copiii să înțeleagă că tu chiar îți dorești să fii alături de ei, probabil că lucrurile se schimbă. Mă gândesc la ce spune ascultătorul nostru mai devreme și e foarte adevărat, procentele cazurilor de bullying, de agresiune, sigur că sunt mai mult decât îngrijorătoare, dar mă încăpățânesc să cred că educația poate fi instrumentul care poate preveni. Hai să ne concentrăm și pe prevenție. Vreau să rog și pe Ariana, cred că mai avem un minut până la final. Ariana, presupun că dezbaterea asta va fi reluată după sărbătorile de iarnă. La ce te aștepți? Ce crezi că urmează? Deci, statutul elevului nu ar trebui să primească un downgrade, nu ar trebui să fie tăiat niciun drept al elevilor câștigat în 2016. Singura modificare pe care o vom accepta la nivelul statutului elevului este un upgrade. Deci să se vină cu drepturi noi, poate să fie incluse drepturi noi și să se rezolve probleme care nu existau în 2016 sau să fie adaptate drepturile deja existente la contextul actual. În niciun caz să fie tăiat un drept care exista înainte. În regulă. Nu vom accepta așa ceva. În regulă. Sara Roman, Ariana Dudună, vă mulțumesc tare mult. A fost o discuție, o conversație mai mult decât binevenită. Să sperăm că după sărbători ne reauzim, ne regăsim aici la Europa FM și vom avea cel puțin vești mai bune și ne vom concentra mai mult pe, iată, experiențele absolut fabuloase despre care ne povestea Sara în această emisiune. Vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de noi. Ne reauzim după sărbători. Vă spun de pe acum la mulți ani. Și sărbători cu bine tuturor. O seară de milioane. Academia Europa FM.